Ei bine, acum patru zile s-a operat în Turcia, iar în această seară vine într-o nouă prezentare Raul! Bună seara! Bună seara! Am zis bine, acum patru zile, nu? Acum patru zile a avut loc uh, operația în, uh, în Turcia, eu, în Istanbul. Eu mai multă emoție în seara asta la tine în emisiune decât am avut la operație și de nu știu ce? de ce. Dar nu știu de ce. Da, îmi spuneai ceva ah. mai în Raul, înainte de a intra în emisiune, că te simți mult mai bine, că ai putut să vorbești despre chestia asta și că, practic, ai scăpat de un complex foarte mare. Eu, în general, nu sunt un, un tip foarte frustrat sau un tip foarte complexat, dar atâta timp cât uh, apare în public, apare în... Uh, acolo, în locuri în care ești trebuie, artist, să, adică ești trebuie și să, trebuie să, să, să arăți o... bine. Chestia asta a născut o oarecare frustrare, un oarecare complex, mai ales că mai în glumă sau în serios, prietenii tot timpul, bă, vă că mai ai păr de, de două prosape, Mirabela Ști, mereu. spune că mai am... Mirabela Dauer cântă deci cu tine a... și cântați de atâta timp împreună. Făcea glume de genul ăsta cu tine? Uh... Sau știa că te doare și evita subiectul? De ea mai în glumă, mai în serios, dar nu era singura. Să știi că tot ceea ce s-a scris în presă legat de faptul că ea mi-a zis că mai am păr de un vânt puternic și de două prosape este foarte adevărat. Dar era pur și simplu o glumă. Dar spun și să știi că nici tu o să mai crești, tu la înălțimea aia rămâi. <laughs> Eu, băr, bă, mi-am pus tu rămâi la înălțimea aia, dar oricum este foarte bine. Uh, mă simt extraordinar. Uh, a fost o întreagă experiență, o întreagă călătorie pe care eu nu o voi uita, pentru că a pornit de la o, o, un complex, o frustrare care bă, oarecum bă, închidea în mine anumite, bă, anumite stări, și dacă mă simțeam prost încercam să bă, mă simt prost doar pentru mine. Dar nu se te far... adică oamenii se simteau f... că te simți complexat Eu am de pus chiar asta. Eu am pus chiar și pe pagina mea de Facebook uh, Raul Romania, înainte de a face această operație, am pus uh, o fotografie și un anunț prin care îmi, uh, îmi spuneam oful uh, și sp am... Uh, am oamenilor, domnule, mă duc în Turcia să fac implant de păr. Mă duc în Turcia să fac uh, acest implant de păr. Toată lumea a rămas, uh, wow, cum este posibil să iau o asemenea decizie pentru că eu în fotografii sau, mă rog, în aparițiile mele uh, publice, televizate sau în spectacole, am încercat să maschez cât se poate masca cu păr uh, puțin pe care îl aveam... Uh, adică, uh, le, da. fotografiile le aranjai puțin în uh, diferite oarecum, programe? Oarecum, da. Uh, toată lumea, să mă rog, majoritatea oamenilor de acolo, de pe Facebook, care mi-au comentat uh, această decizie, au, uh, au îmbrățișat mai puțin ideea unui, unei astfel de modificări. Dar vreau să spun un singur lucru. Uh, această, această decizie a mea și acest implant de păr mi-a mi schimbat uh, total încrederea în mine și uh, acel zen despre care uh, uh, se tot vorbește, acea stare de care ai nevoie ca și, uh, ca și om până la urmă. Practic, ție ți -au, a, vedem în imagini, te-au ras în cap nu și ți s-au recoltat, exact ca la Mihai Trestariu mm. pentru că ai fost în același loc, ți s-au recoltat -răc firele din spate, nu? Ți s-au da. smuls firele din spate, vreau să zic, acum vreau, patru zile, da? da? vreau să spun nu nu, ca să vadă și cei de acasă zona din spate și apoi cum, cum s-a poziționat. Eu n-am crezut că o să ajung la tine în emisiune și fără acoperiș, da. fără căciulițe, ca să spun așa, pentru că mă gândeam că o să arate rău, mă gândeam că nu o să fiu eu așa Uite, cum practic, am dorit. Nu mai puțin rău. Așa se vede zona de unde au fost extrase firele, da. este zona din spate, da. pentru că uh, în spate, unde e ceafa și pe laterale, părul de acolo nu cade absolut niciodată. niciodată. Și practic s-au fost multe firele, fir cu fir și plantate în zona din, uh, din uh, față, nu? Povestea a început așa. Uh, în momentul în care am luat decizia să mă, să mă operez, Clara a mers pe, pe urmele operației pe care a făcut-o Mihai Trăistariu la... Uh, Spitalul de chirurgie estetică Este World din Turcia am, am aflat că este cea mai bună Soluție pe care pot să, să o am Din punctul ăsta de vedere M-am dus la Este World, dar inițial l-am cunoscut pe Ensar Duman Cel care mi-a ghidat Domnul Ensar Duman, reprezentantul acestei clinici în România Cel care mi-a ghidat pașii Și m-a dus practic până Acolo în Turcia În Turcia când ajungi la acest spital te simți ca un prinț Ești tratat Bun. ca un prinț Și ca un rege, astfel încât operația asta Să-ți... Uh, uh, să-ți cadă foarte bine, la suflet în primul rând. Așa că eu vin mulți? foarte încântat de, 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 de ce s-a întâmplat acolo. 50, 40.000-50.000 de, de fire de păr are ceafa unui om. Asta știu de la el și de la medicul Emir Ali care m-a operat. Și mi s-a explicat că din 40 50000 de, de fire de păr cât are în spate ceafa unui om, se pot extrage prin acest procedeu procedel FUE, în jur de 10%. 4-5 mii de grefe. Deci, practic, ție s-au extras câte grefe? 4 mii de grefe. Asta, asta înseamnă, înseamnă că, că, că unele pot să aibă două fire sau trei fire? Două-trei adică... fire. Eu voi avea între 7 și 10.000 de fire în plus, în locul în care nu am avut, conform unei scheme. Această schemă, locul acesta care se vede acum da. mai proeminent, mai... Ca și de senat, de fapt, este locul în care s-a pus foarte mult păr uh, uh, și locul în care nu era uh, păr, în care eu doar mascam cu firele de păr uh, dinainte, uh, cu uh -huh. crescut mare. Era părul crescut mare și, mă rog, nu se vedea. Uh, L-am tuns scurt uh, și acum uh, cam ceea ce se vede este ceea ce va fi în două-trei luni de zile. Părul ăsta da, va crește. Adică în două-trei luni îți va cădea tot ce ți s-a da. implantat în mare parte, nu? Și da. în următoarele luni, ca la Mihai Trăistariu, mm. vei... Tu reuși să fie părul tău. O să am păr. Asta este cel mai important lucru și o să am păr, uh, părul meu. Deci uh, este, cred că, cea mai bună metodă, uh, metodă de, de, a, uh, uh, de a avea păr până la urmă. Ai Implantul cu, de păr. Ai vorbit cu familia ta? Ei, ei, mama și tatăl meu au îmbrățișat această idee. Eu mai, mai greu m-am împăcat cu fanii de pe Facebook, pentru că toată lumea, dar nu e nevoie, că tu ești frumos și așa, că nu știu <laughs> ce, că nu, dar de ce faci chestia asta, dar nu, că tu aveai păr. Uh, Mă iertați că vă spun, nu, nu, nu cerusem tocmai părerea. Sunt vreo 30 de mii de fani pe pagina mea acolo, pe fanpage-ul meu. Uh, Raul România. Raul România, e o poză cu albastru, pentru că sunt mai multe profile și nu mi-aparțin toate. Vă mulțumesc că, m -a, m că ați fost acolo și că uh, a contat o vorbă bună, pentru că eu după ce am făcut operația am constatat că totuși este un act de curaj. Mi-am dat seama că am fost, am fost curajos. Cât a durat operația? A durat șapte ore și cred că a fost o operație pe care dintr-un anumit punct de vedere nu o să o uit. Uh, Mi-au făcut anestezie locală, deci am putut fi conștient pe toată durata de ce operației. Se se întâmplă, da. Pentru că eu am fost, uh, fiind conștient, șapte ore ce să fac. O, am stat pe Facebook, m-am uitat la unul la altul. Cred că domnul Duman le-a spus celor de acolo, vedeți, aveți grijă, e persoană publică în România, e cântăreț. Nu m-au pus să le cânt, dar, văzându-mă cu telefonul în mână în timpul operației, mi-au spus, poți să ne pui și nouă ceva de cântat. Adică, să înțelegeți, eu m-am operat ascultându-mi propriile <laughs> cântece. Unul dintre ele, astăzi, cu voia timpului, o să-l o să cântăm mai, o să -l cântăm mai încolo. Maniție. Practic ai scăpat de o, mare, de o mare problemă și asta e cel mai important. O să fii peste 8 luni de zile, te așteptăm aici, o să fii și e interesant Sim. să vadă și cei de acasă, practic, cum ți s-au luat firele. De... Nu, stai puțin mai cu... Io Fata, așa către, către cameră, așa. pentru că de aici practic ți s-au luat firele, cum spuneai ceva mai devreme, 4.000 de grefe, și ți s-au plantat apoi în, în, zona, în zona asta de sus. Pentru cei care sunteți acum acasă, probabil că bă, aspectul bă, scalpului meu bă, și diferența dintre zona unde s-au luat fire cu zona unde nu i -i erau fire, poate că nu arată prea comercial sau prea bine. Dar bă, în două sau trei luni de zile, rezultatul va fi. Bă, unul extraordinar Ai de mult Am patru zile de la operație, doar atât. Am patru zile de la operație și credeam, sincer vă spun, că... asta. asta văd și cei de acasă. Da. Poți să le explici tu. Asta e zona din spate, practic, de unde ți s-a luat fir cu fir, nu? Și da. apoi s-au plantat în, în zona de... de, de zona care se vede acum în spate, sincer, care a este un pic... Nu, nu. M-a durut foarte puțin la început, acele două-trei înțepături pentru... Anestezia. Pentru anestezie. Dar și la stomatolog, dacă te duci pentru anestezie, tot... Suferim puțin. Eu spuneam acolo în filmarea pe care mi-au făcut-o colegii tăi că Baba suferă la frumusețe, și să știți că nu, nu doar Baba. Am suferit și eu foarte puțin. Operația a ieșit mai mult decât extraordinar și îmi fac o datorie de onoare să-i mulțumesc medicului Emir Ali de la, de la, la Clinic din, da. din, din Turcia, reprezentantului de aici din România, Insarduman și vă recomand. Nu faceți Numai lucruri. În ghilumele ai... spus, ieftine. Dacă aveți nevoie de așa ceva și dacă într-adevăr vă no, veți dori... Și, și uh... ideea e să nu, adică dacă simți nevoie să faci treaba asta, să o faci, adică să nu mai ții complexul ăsta Nu, no, în n-am întrebat de nimeni. S-a râs de mine atunci când nu aveam păr și acum sunt foarte mândru pentru că îmi place cum arată chiar și așa. Uh, și mă simt extraordinar de bine în pielea mea și mai ales în părul meu. Foarte bine. Consider că este o operație reușită și o reușită în primul rând pentru mine. Și vin foarte mândru astăzi la Măruță în emisiune să spun că operația asta mi-a schimbat uh, felul meu de a fi în viața mea uh, acum. Să-ți dea Dumnezeu sănătate! Să te vedem pletos aici!